Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Anchetă în Argeș, acolo unde un bărbat e cercetat pentru lipsire de libertate și violență în familie. Acesta și-ar fi sechestrat soția și cei 4 copii pe care i-ar fi ținut în frig și nemâncați. N-a sechestrat un nimeni. De ce e mătut? Sunt minciuni, verificați să vedeți. Dar cine are interesul să mixă? Soția mea. Dar de ce? Verificați să vedeți că a fost plecată zilnic să ia copiii. Bărbatul este de fel din comuna Moșoaia și este suspectat că și-a sechestrat în ultimele 2 săptămâni soția și cei 4 copii minori. Că copiii n-aveau voie nici să mai își salute bunica prin curte. Și el a început să se izoleze. Ploua afară, pe cei mici nu-i mai lăsa nici să plece la școală, la grădiniță, decât fata cea mare care a făcut pasul astăzi de a veni la poliție. Ea a făcut pasul și a putut să vină la poliție. Ea a plecat de acasă, a spus, mami, vezi că plec, mi-a făcut semn că vine și am învățat-o să facă demersurile, că eu am crezut că poate pleacă și pot să plec fără să fie la casă, dar nu aveam cum să fac așa ceva și am plecat și am așteptat. După aia am stat, pur și simplu a fost luat prin surprindere că el nu se aștepta la așa ceva. Din moment ce eu nu aveam contact nici cu lumea din afară, nu aveam contact prin telefon, nu aveam contact nici măcar cu mama mea sau cu soacră mea, nu aveam voie să vorbesc. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Moșoaia. El este bănuit că în decursul a 2 săptămâni și-ar fi lipsit de libertate soția și 4 copii minori și i-ar fi agresat pe aceștia. Bărbatul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Pitești pentru audieri și a fost reținut. El este recidivist. La data de 8 martie a fost eliberat din penitenciar, unde a stat închis 3 ani și 6 luni pentru înșelăciune și trafic de influență. După eliberare, din gelozie, și-a sechestrat soția și copiii, spun anchetatorii. Situația inedită în Pitești, acolo unde din cauza persoanelor care depozitează haotic deșeurile, dar și a celor care scormonesc prin gunoaie și lasă mizerie în urma lor, pubelele sunt păzite de poliția locală. Edilii spun că măsura se impunea și din cauza pierderilor foarte mari înregistrate de Serviciul de Salubritate, prin faptul că se fură materiale reciclabile. De aproape 3 luni, pubelele de gunoi de pe strada Bucovina sunt păzite non-stop de poliția locală. Autoritățile susțin că măsura se impunea din cauza celor care caută prin gunoaie, dar și a celor care vin din alte localități și aruncă în această zonă gunoiul. Polițiștii locali sunt solicitați de către cei de la Salubris, având în vedere că în zonele respective cetățeni depozitează gunoiul, resturi menajere, acolo, în aceste locații unde polițiștii locali sunt prezenți. În Pitești sunt numai puțin de 50 de rampe care ridică mari probleme celor de la Salubritate. Sunt foarte mulți cetățeni care fac modificări în apartamente, care își aruncă la gunoi deșeurile care n-ar trebui să fie acolo, nu plătesc taxe pentru acest lucru, iar operatorii de salubritate care duc acest gunoi la groapa de gunoi plătesc pentru fiecare tonă un anumit tarif care s-a și mărit în acum ceva timp. Iar de această pază inedită a polițiștilor locali se bucură în primul rând cei care locuiesc în apropierea rampelor de gunoi și care astfel au scăpat de vizitatorii nepoftiți, dar și de mizeria multă. E foarte bine, domnule, pe aici întotdeauna. Aici era mormane de gunoi, nu că era numai mormane de gunoi și mai veneau și noaptea, mai lăsau și câini. Păi uite, chiar aici la parter locuiesc. Și aici întotdeauna era numai mormane de gunoi. Dacă nu erau oamenii ăștia, era ca pe câmpuri. E mai bine așa, poliția. De ce? E ordine. La începutul anului, primăria a majorat la 1000 de lei amenziile pentru cei care încalcă legea. În curând, paza va fi efectuată prin sistem video, urmând să fie amplasate în Pitești peste 100 de camere. Din cele 100, aproximativ 120 de camere video care vor fi puse în orașul Pitești pentru a mări siguranța cetățenilor, 50% din 50 de camere dintre ele vor fi puse în așa fel încât să prindă și ghena de gunoi. Nu vă imaginați că o să fie puse cu zoom pe camera de gunoi, să filmeze doar acolo, să facem, eu știu, o analiză cine șe și duce la gunoi. Vor monitoriza zona, toată zona de acolo și să prindă, bineînțeles, și aceste ghene de gunoi, ca
cei de la poliția locală să ajungă în timp real și să-i prindă pe toți acești, v-am spus, care fură cu mașini, cu căruțe, cu cărucioare. Am confiscat foarte multe căruțe. Este într-adevăr o problemă, oricât ar părea de râs, și să știți că acest lucru este în multe localități din România. Edilul din Corbea a găsit o metodă inedită prin care îi încurajează pe localnici să mențină gospodăriile curate. Peste 80 de fotografii cu gospodării neîngrijite au fost postate de edil alături de adresele proprietarilor pe pagina primăriei. Fotografiile sunt realizate în câteva gospodării din satele comunei Corbi, județul Argeș. Cu câteva zile înainte, primarul a făcut aceste poze pe care le-a postat ulterior pe pagina primăriei. Este vorba despre zone mai puțin îngrijite din localitate. Aceste imagini nu fac cinste comunității noastre și reprezintă proprietăți aflate în vecinătatea drumului județean din comuna Corbi. Apelăm la spiritul dumneavoastră civic pentru buna gospodărire a comunei Corbi, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, precum și activitatea de gospodărire, care constituie o îndatorire civică a tuturor locuitorilor comunei. Acesta a fost mesajul postat pe un site de socializare pe pagina comunei Corbi. Primarul vrea astfel să îi impulsioneze pe localnici să mențină ordinea și curățenia. Avem și hotărâre de Consiliu, pe care o și eu aplic, în care spunem așa, cei care nu își îngrijesc gospodăriile, că vorbim de terenuri, de clădiri, vor fi impozitați cu 500%, adică le vor crește impozitul de 5 ori, poate de ceea ce e actual. Imaginile postate s-au dorit a fi o atenționare, iar primarul spune că va face ulterior și o listă cu cei care au cele mai frumoase și îngrijite gospodării. Să venim în completare și cu o listă de bun exemplu, adică când vor apărea primele gospodării, primele zone curățate și îngrijite, să le fotografiem și să le punem ca și exemplu de luat în calcul și de urmărit. Comuna Corbi are o creștere economică spectaculoasă, iar de 2-3 ani rata natalității este într-o ușoară creștere. În ultimii ani, în localitate au fost finalizate mai multe proiecte cu finanțare europeană, ceea ce face ca zeci de mii de turiști să vină anual aici, atrași de peisajele superbe și de celebra biserică rupestră Corbi de Piatră. După ce 12 familii din comuna Văleni, județul Dâmbovița, au fost afectate de o alunecare de teren, iar 3 dintre ele au fost evacuate, autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta. Situații similare se înregistrează și în Argeș, unde câteva case din Rucăr și Curtea de Argeș sunt în pragul de a se dărâma. Un drum a fost afectat, iar rețeaua electrică a fost avariată din cauza unui stâlp care a căzut. 3 familii au fost evacuate cu ajutorul serviciului voluntar pentru situații de urgență. Oamenii au căutat ajutor la rude și au început să salveze bunurile din locuințele afectate de calamități. La fața locului au ajuns edilul comunei, dar și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, în încercarea de a-i ajuta pe cei năpăstuiți. Și în județul Argeș au fost înregistrate zone care au fost distruse din cauza alunecărilor de teren. Locuitorii afectați din comuna Rucăr au anunțat deja autoritățile locale județene, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Deocamdată autoritățile se văd neputincioase împotriva naturii și așteaptă ca pământul să se stabilizeze pentru a face un bilanț al pagubelor, dar și pentru a veni în sprijinul oamenilor greu încercați. Magistrala de apă care traversează bulevardul Ice Brătianu din Câmpul Lung a cedat, deși firma care gestionează furnizarea apei potabile a intervenit repede. Mușcelenii au avut de așteptat ore bune săptămâna aceasta până când apa a curs din nou la robinete. Conducta principală de apă care traversează bulevardul Ice Brătianu din Câmpul Lung s-a spart în zona autogării, iar locuitorii, pe o rază de mai bine de un kilometru, au avut de suferit. Întreaga conducere a societății furnizoare de apă potabilă a fost prezentă la fața locului, iar muncitorii s-au chinuit aproximativ 3 ore să găsească fisura din conductă. După ce au descoperit avaria, lucrătorii au procedat la înlocuirea conductei fisurate, astfel încât locuitorii din zona afectată să aibă din nou apă potabilă la robinete.
Nașterea într-o maternitate dotată cu aparatură vitală, dar și cu o implicare promptă a personalului medical în ceea ce privește bebelușii născuți prematuri, reprezintă o garanție pentru viață. La secția de neonatologie a Spitalului Județean din Pitești s-au făcut mulți pași în acest sens, mai ales că au avut loc și unele donații ale organizațiilor non-guvernamentale. La maternitatea piteșteană a fost adusă de curând pentru prematuri o masă de resuscitare performantă. Organizația Salvați Copiii a dotat și în 2018 secția de neonatologie a Spitalului Județean Argeș și vorbim aici despre o aparatură performantă de peste 16.000 de euro. Cadrele medicale vor avea așadar la dispoziție o masă radiantă cu modul de resuscitare, prin care vor putea salva viețile bebelușilor născuți înainte de termen. Este a cincea donație. Până acum am investit aici aproape 74.000 de euro în două incubatoare de terapie intensivă, un ventilator de suport respirator, un aparat de ecografie pediatrică și această masă de resuscitare pe care am adus-o astăzi. Este o masă de reanimare excelentă care asigură echilibrarea nou-născuților, în principal prematuri, dar și a celor născuți la termen atunci când se nasc cu probleme. Ea oferă copiilor căldură, oxigen în proporțiile care trebuie, precum și ventilație asistată în sistem NeoPAF. Prima donație a fost făcută în anul 2013, atunci când secția de neonatologie a Spitalului Județean Argeș a primit primul incubator. De atunci, mortalitatea infantilă a scăzut până la 7,5 la mie de copii născuți vii în 2016, față de 9,4 la mie cât era în 2013. E un spital mare și e un spital care, din păcate, trimite foarte multe cazuri la București și București nu le mai poate accepta pentru că iau spații limitate și atunci Piteștiul este foarte important pentru că trebuie să susțin acești copii pe care nu îi poate prelua o maternitate de grad 3, Piteștiul fiind o maternitate de grad 2. Și atunci îi ajutăm pentru că știm ce muncă trebuie să depună ei aici și cum trebuie să facă ce ar trebui să facă o maternitate de gradul 3, de fapt. De asta revenim și o să revenim până când nu va mai fi nevoie de noi. Cu toate că aceste donații au făcut minuni și au oferit dreptul la viață micuților, încă mai este nevoie de investiții la maternitatea din Pitești. Ce urmează să veniți la Pitești? Pentru că tot ați ajutat maternitatea de aici. Întotdeauna nevoia e stabilită cu șefa secției, cu doamna doctor Vintilă. Să vedem acum ar fi nevoie de compresor de aer medical, să discutăm detaliile și desigur că vom veni. Apreciem foarte mult modul în care sunt îngrijiți aici nou-născuții, ceea ce face echipa medicală și dorim desigur să-i ajutăm pe ei și pe părinților să fie liniștiți. Acum este nevoie de refacerea instalației de aer medical. Și sigur că da, de incubatoare, de infuzomate, de monitoare, da? Tot timpul este nevoie de pătuțuri noi, este nevoie tot timpul de ceva. Moment emoționant, marți în comuna Corbi, prima declarație simbolică de unire între o localitate argeșană și una din Republica Moldova s-a făcut în anul centenarului Marii Uniri. Oamenii au avut lacrimi în ochi și au cântat împreună imnul Unirii. Mari absenți au fost reprezentanții Consiliului Județean Argeș, cei care au prins la Golești cu mare fast flacăra centenarului Unirii. Comuna Corb și județul Argeș au avut oaspeți în 20 martie. Cinci primari, însoțiți de consilieri locali din Republica Moldova, au venit în comuna din nordul Argeșului pentru a da încă un mesaj puternic în anul centenarului Marii Uniri. Românii sunt frați și aparțin aceluiași popor, chiar dacă îi desparte prutul. Evenimentul a fost organizat la inițiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitați s-au numărat cinci primari de comune din raionul Căușeni, inclusiv cel al comunei Baimaclia, Anatolie Doibani. Declarația simbolică de unire a fost momentul emoționant al zilei. Prin prezenta declarație de unire, ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu frații noștri români de pretutindeni centenarul
Marii Uniri 1918-2018 și adeziunea la valorile naționale și democratice ale spațiului cultural românesc. Trăiască unirea Moldovei răsăritene cu România de-a pururi și pentru totdeauna! Trăiască România, trăiască România mare și Dumnezeu să binecuvânteze acest neam și această țară. Ce mult doreau românii să se ceru în cop, să se adune țara odată la un loc, să nu mai poată nimeni străin de Miorița să-ntindă mâini de ceață spre fluier unde să... Noi nu putem uni prin aceste declarații niște teritorii, dar în schimb putem ridica niște bariere. Putem ridica niște bariere ceea ce înseamnă de gândire, de mentalitate, pe de-o parte, pe de altă parte, putem unice suflete, inimi, rațiuni și, în final, oameni. Și dacă îi unim pe oameni, după aceea restul vine de la sine. Tatăl meu a visat să vadă unirea. Din păcate, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este. A rămas datoria mea să fac lucrul ăsta. Și am să lupt până la urmă. Sunt român din suflet și mă mândresc că sunt român. Au venit să susțină demersul numeroși primari din Argeș. Chiar președintele Asociației Comunelor, Ion Dumitru, și-a arătat susținerea necondiționată a declarației de unire. De aceea am fost prezenți lângă dumnealui. E un lucru bun, e un început. S-ar părea că și eu astăzi voi semna un acord de înfrățire. Așa, va fi și pentru mine un început. Și poate curând și o declarație de unire. Și o declarație de unire, da. După citirea și semnarea declarației simbolice de unire, Virgil Baciu a făcut un apel către aleșii din Argeș să participe în număr cât mai mare la marea adunare programată să se desfășoare în 25 martie la Chișinău, pentru a marca un secol de la unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Declarațiile de unire între localitățile din România și Republica Moldova sunt tot mai numeroase. În ciuda represaliilor anunțate de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, acesta a afirmat în repetate rânduri că o unire cu România nu poate fi admisă și a cerut chiar pedepsirea cetățenilor care susțin lichidarea statalității Republicii Moldova. La Corbi, însă, și-a declarat dorința de unire cu țara mamă a 121 localitate din Republica Moldova. Argeșenii din Corbi și cei reprezentați de primarii localităților din Argeș au fost mândri de această declarație. Însă, nici președintele și nici un reprezentant al Consiliului Județean Argeș nu a fost prezent la prima declarație de unire simbolică semnată în Argeș, în anul centenarului Marii Uniri, în care președintele a aprins cu mare fast flacăra unirii la Conacul Goleștilor. Dincolo de festivism, românii însă știu ce vor. Ce mult doresc românii, o țară înflorită, cu o Moldova întreagă, nu cum ne-au împărțit-o. Dorința lor e bine, ei vor să se unească, Moldova să se știe, e țară românească, Moldova să se știe, e țară românească, Moldova să se știe, e țară românească. În luna septembrie ar putea fi nuntă princiară în Argeș. Principele Nicolae a fost la Curtea de Argeș pentru a discuta cu arhiepiscopul locului despre o eventuală cununie la Catedrala Meșterului Manole, acolo unde își dorm de altfel și somnul de veci foștii monarhi ai țării. Nepotul regelui Mihai, principele Nicolae, s-a căsătorit civil anul trecut în luna august cu Alina Maria Binder. Acum cei doi fac deja pregătiri pentru căsătoria religioasă, dar și pentru petrecerea ce ar urma să aibă loc în luna septembrie. Brașov, Sinaia, Bușteni sau Curtea de Argeș sunt orașele luate în calcul pentru slujba care îi va uni pe tinerii căsătoriți și în fața lui Dumnezeu. S-a arătat foarte bucuros cu cununie la Argeș și am spus că facă petreceri foarte mari, pot să facă așa, cum să zice, un bufet suedez, face cununie în Catedrala Voievodală lui Sfântul Neagoi Voievodă Basarab și în parc acolo, e parcul atât de larg cât merg și 2000 de persoane să tot aibă pahare de șampanie. Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, au fost la Curtea de Argeș și au participat la slujba religioasă de duminică. Cei trei au discutat și amănunte despre nuntă. A fost intransigentă mama lui,
Poate o fi avut motive, în sfârșit nu știm, dar l-am văzut așa necăjit și stingher, așa în privința asta, foarte necăjit. Așa. Mama, mama, n-ai orice, oricum s-ar zice și ca să faci nunta fără mama, adică e, nu e potrivit. La Curtea de Argeș, Carol I, primul rege al României, a ales să fie înmormântat, iar ceilalți monarhi i-au urmat exemplul, orașul devenind necropolă regală. La înmormântarea regelui Mihai, principele Nicolae și-a arătat intenția de a veni cât mai des aici, chiar de a-și oficia căsătoria religioasă în catedrală. A fost o săptămână cu emoții pentru liceeni, atât pentru elevii claselor a 11-a cât și a 12-a, care susțin simularea examenului maturității. Proba a avut o durată de 3 ore și s-a desfășurat similar examenului propriu-zis. Elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut simularea examenului de bacalaureat cu prima probă la limba și literatura română. Examenul a început la ora 9, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Cei mai mulți dintre elevii piteșteni au declarat la ieșirea din sală că proba a fost ușoară. Pentru simularea mișcării a fost destul de ușor. Avem în vedere subiectele. A fost destul de largă, ca să spun așa. Adică am avut, aici am avut modernism la poezie și subiecte care am avut în roman psihologic. Am scris despre ultima noapte de dragoste în ideea de război și am avut caracterizarea personajului principal. Ce subiecte v-a picat? Și te-ai descurcat? Da. Te pregătisei? Da. La fel ca și colegii lor, elevii liceelor din Câmpul Lung susțin că prima probă a simulării nu le-a dat bătăi de cap. Mi s-a părut ușor, adică relativ ușor, dacă învățai n-aveai ce să greșești. Timpul a fost destul, normal, și acum să sperăm la ce e mai bine. Destul de ușor, nu știu, nu mi s-a părut foarte greu. Și ce v-a dat? Moara cu noroc. Te așteptai la subiect așa sau te așteptai mai greu? Mă așteptam. A fost binișor, m-am descurcat, am scris câteva pagini. Propt. Următoarea probă va fi miercuri, cea obligatorie a profilului, respectiv la matematică sau istorie. Apoi, joi, va fi susținută proba scrisă la alegerea profilului și specializării, iar proba va fi susținută doar de elevii claselor a 12-a. Rezultatele vor fi afișate la finalul săptămânii viitoare. Notele nu se vor trece în catalog decât la cerere. În aceste zile, așa cum spuneam, a fost susținută simularea examenului de bacalaureat. Probele scrise, miercuri mai exact, liceenii au fost examinați în cadrul celei de-a doua probe. Peste 10.000 de elevi argeșeni au fost programați să intre în sălile de examen, însă nu toți s-au prezentat. Elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut simularea celei de-a doua probă a examenului de maturitate. Din aproape 5.000 de elevi de clasa a 12-a, peste 600 au absentat, în timp ce la nivelul claselor a 11-a nu s-au prezentat la examen 870 din totalul de 4.793. Miercuri s-a produs și un mic incident la Colegiul Zinca Golescu, unde un elev de clasa a 11-a a fost eliminat de la proba de istorie. Decizia de a fi exclus din sală a fost motivată de faptul că examinatorii au găsit asupra sa un telefon mobil pe care liceanul îl avea închis. În data de 22 martie va avea loc simularea ultimei probe scrise din cadrul examenului național de bacalaureat pentru liceenii din anii terminali. Limbajul mimico-gestual va deveni a doua limbă oficială a României. Acesta este considerentul pentru care Universitatea din Pitești va avea un program de studii de licență unicat în România. Mai ales în contextul în care se cunosc deja cerințele europene prin care autoritățile publice vor fi obligate să asigure câte un interpret care să ajute persoanele cu deficiențe de auz să se facă înțelese și să înțeleagă ce li se comunică. Din această toamnă, Universitatea din Pitești va avea un nou program de studii de licență și anume în limbajul mimico-gestual. Acesta va avea o durată de 3 ani ca orice alt program de licență și va fi încadrat în Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Specializarea a fost autorizată de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității din Pitești, urmând ca dosarul să se trimită apoi la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Dacă propunerea va primi aviz favorabil, o comisie de evaluare ar urma să vină în luna mai la Pitești, după care se vor parcurge pașii necesari astfel încât programul să fie implementat cât mai repede.
Limbajul mimico-gestual ar putea deveni curând cea de-a doua limbă oficială a țării, ca urmare a transpunerii legislației europene în cea românească. Drept urmare, viitorul program de licențe va fi extrem de util celor care doresc o meserie ce va fi la mare căutare în anii următori. Ca în fiecare an, la 22 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Apei. La Pitești, momentul a fost punctat prin mai multe evenimente care au avut rolul să conștientizeze populația cu privire la gestionarea corectă a resurselor de apă și, bineînțeles, la protejarea naturii. Elevii au fost de asemenea implicați într-un interesant concurs de desene și au fost și premiați. La nivel național, în data de 22 martie, se sărbătorește Ziua Mondială a Apei. Acest eveniment a fost marcat și de Societatea Apă Canal 2000 SA, care a organizat două evenimente cu specific dedicate protejării naturii. Ziua Porților Deschise, la uzina de apă Budeasa și stațiile de epurare din Pitești, Costești și Topoloveni, dar a fost organizată și o expoziție de desene tematice. 22 martie este Ziua Mondială a Apei. Apă Canal de-a lungul timpului are un proiect educațional pe care îl respectăm, ne respectăm și ca societate, respectăm copiii, cadrele didactice și avem manifestări, avem un concurs de desene cu premii, o să vedeți că o să fie foarte interesant, copii care o să fie premiați, dar și desene foarte, foarte sugestive a tot ceea ce înseamnă apa pentru natură. Anul acesta tema este natura și apa. Copiii, în cadrul concursului de desene, și-au manifestat partea lor de creație, suntem încântați și foarte mulțumiți de modul în care am colaborat de-a lungul timpului cu toate școlile din municipiu, din județul Argeș. Primăria Pitești a fost și de această dată partener al Societății Apă Canal 2000 SA în organizarea acțiunilor dedicate Zilei Mondiale a Apei. Ziua Mondială a Apei ar trebui să îi conștientizăm de mici că este o resursă necesară vieții și ar trebui să avem grijă în orice fel și dacă ați văzut și din toate materialele lor, cred că și ăsta e și mesajul într-un fel sau altul, și animale, și peștișori, și eu știu, lebede. Este un eveniment foarte, foarte bun și sper să-l ținem cât mai mult în derulare. Concursul de desene cu titlul Protejăm natura, avem grijă de apă a avut ca protagoniști copiii de la unitățile de învățământ argeșene. Acest parteneriat s-a desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Suntem în parteneriat cu Societatea Apa Canal de câțiva ani de zile. Mă bucur că an de an avem participanți din majoritatea școlilor din Pitești, dar și din școli din mediul rural din județul Argeș. Ce pot să spun? Inițiativă frumoasă, face parte din categoria activităților extrașcolare. Lucrurile pe care le pot deprinde copiii, le pot învăța și în afara școlii sau în interiorul școlii. De departe, câștigători au fost toți participanții, atât pentru implicare, dar mai ales pentru ideea în sine de a proteja natura, fie și prin pictură. Cele mai sugestive teme, dar și cele mai inspirate desene realizate de copii, au fost premiate. Vă mulțumesc mult și am vrut în desen să arăt legătura dintre natură și apă și să surprind tot ce, să cuprind tot ce trebuie. Ziua Poliției Române, care se sărbătorește de câțiva ani buni în data de 25 martie, este marcată de fiecare dată prin manifestări specifice. Una dintre ele este Cupa Presei la Tir, în care jurnaliștii au făcut schimb de roluri și au executat exerciții tactice specifice oamenilor legii, demonstrând că se pot descurca chiar bine într-o astfel de ipostază. Jurnaliștii acreditați la Inspectoratul Județean de Poliție Argeș au participat și în acest an la Cupa Presei la Tir, activitate organizată de oamenii legii în poligonul de la Budeasa. Acțiunea devenită deja tradițională se încadrează în manifestările dedicate Zilei Poliției Române. Această cupă, Ziua Poliției la Tir, este o tradiție la nivelul Inspectoratului Județean Argeș. Anul acesta ne-am gândit să facem ceva schimbări pentru că trebuie să venim și noi cu un element de noutate. În acest an am beneficiat de sprijinul unor colaboratori care fac parte dintr-un club de airsoft. Aceștia ne-au pus la dispoziție replici, are unor arme reale și cu acestea s-a efectuat un traseu aplicativ. În acest fel, fiecare dintre participanți și-a dat seama dacă poate să facă față într-un scenariu real de luptă. Prestațiile au fost peste așteptări. Ne bucurăm și în acest an de o participare numeroasă în pofida vremii reci. Ineditul acțiunii din acest an a constat în aceea că jurnaliștii au folosit replici ale unor arme reale, au fost nevoiți să urmeze un traseu și să tragă la țintă, totul desfășurându-se contra cronometru.
Arma spre pământ, spre pământ, arma spre pământ. Probele s-au desfășurat pe două categorii, feminin și masculin, primii clasați fiind premiați de către comisarul șef Gabriel Gherghe. Felicitări deopotrivă organizatorilor pentru inițiativă, dar și curajoșilor jurnaliști care au avut de trecut nu doar probele, dar au înfruntat cu demnitate și condițiile meteo nu tocmai prietenoase. Ziua Internațională a Poeziei a fost sărbătorită la Pitești anul acesta la Fundația Culturală Ilfoveanu. Spectacolul lecturii din Poezia Universală a fost un dialog între profesioniști și publicul interesat de metaforă. În Ziua Internațională a Poeziei, un grup de scriitori argeșeni, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, a organizat un spectacol din lirica universală. Din marii poeți ai lumii au recitat într-o lectură spectacol pentru publicul iubitor. Fundația Culturală Ilfoveanu este gazda noastră, a primit cu multă bucurie perspectiva acestui spectacol, care consider eu că îmbogățește prin spectacolul de idei și spectacolul de cuvinte. Nu este neapărat un joc actoricesc, este mai degrabă vorba despre spectacol de idei și cuvinte. Nu putea să poarte o altă denumire evenimentul nostru decât să fim poeții existenței, o sintagmă, o metaforă din Ortega y Gasset, care spunem noi că este relevantă pentru ceea ce am intenționat să facem. Am ales în mod special autori diferiți din lirica universală și mai puțin din cea românească. Iar această plimbare pe care vom face prin literatura lumii e de natură să ne aducă aminte că este Ziua Internațională a Poeziei. Este un omagiu adus tuturor poeților din lumea întreagă, este un omagiu adus liricii universale, din care noi vom citi câteva texte, inclusiv din lirica românească, lirică pe care considerăm că este pe deplin îndreptățită să facă parte fără greș din lirica universală. Iubim poezia, este Ziua Internațională a Poeziei și am format un grup de forță ca să punem în valoare niște poeți și ei la rândul lor de mare forță, care ne-au încântat inimile și vrem ca să prezentăm în seara aceasta această poezie universală. Ziua Internațională a Poeziei, găzduită la Pitești anul acesta de Fundația Culturală Ilfoveanu, este o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii, au o contribuție remarcabilă și unică la spiritualitatea universală. Locuiește de ceva vreme la Pitești și s-a îndrăgostit de urbea noastră și de oamenii ei. Și pentru că are și o pasiune, aceea de a picta, a ținut neapărat să prezinte operele sale și piteștenilor. Dorința a devenit realitate. Eida, un artist plastic din Germania, și-a dorit foarte mult să-și expună lucrările la Pitești. Vorbim despre o expoziție inedită, o expoziție eveniment al cărei vernisaj a avut loc luni după amiaza, în prezența unui public numeros, oameni avizați, consumatori de cultură din oraș. Expoziția lui Aramax, căci despre ea este vorba, prezentată sub genericul Universul Interior, o puteți admira la Centrul Cultural Casa Cărții. Vorbim despre 38 de lucrări, picturi în acuarelă și tempera, picturi în culori vii, culori puternice, care cu siguranță vor atrage privirile tuturor. Expoziția se prezintă sub genericul Universul Interior. Este vorba despre Universul Interior al artistului plastic din Germania, Aramax. Este o doamnă deosebită, delicată, suavă, sensibilă, care ne-a cunoscut pur și simplu din întâmplare, dânsa fiind aici alături de soțul dânsei, care lucrează pentru o companie din județul Argeș și dânsul tot german de origine. Locuiesc pentru o perioadă temporară aici la Pitești și fiind artist plastic, având și niște cursuri la bază de pictură, de ceramică și de design vestimentar, este pasionată foarte mult de pictură. Este o pictoriță care îi place să surprindă natura umană în ipostazele ei cele mai frumoase, cele mai luminoase. Niciodată nu veți vedea o parte negativă, o parte întunecată în lucrările ei. Chiar ea îmi spunea că dorește să surprindă armonia, binele, pofta de viață în toate personajele ei, chiar și în animale. I am very happy here. I like Romanian. I like Pitești. And thank you very much, Kulturzentrum Pitești. Thank you very much, Carmen.
Thank you all people, I love you. Iar cei prezenți au ținut neapărat să-și exprime trăirile și sentimentele, impresiile legate de această expoziție. Șoc, luxurianță și o mobilitate extraordinară, cum eu în ultima vreme rare ori am mai văzut. Expoziție șoc, de ce? Sunt numai culori tari, culori care ți agață privirile din clipa în care intri în expoziție și care nu te mai lasă să privești în vreo altă direcție. Este șoc și din perspectiva formelor, a poveștilor, a mișcării. Dincolo de culori, dincolo de lumina din privirea artistei, există foarte, foarte multă viață care este surprinsă într-o transfigurare artistică de excepție pe aceste tablouri, în tempera și în acuarele. Și pentru că Aramax a îndrăgit foarte mult copiii grupului folk pe 620, aceștia au susținut, cu ocazia vernisajului, un mini recital deosebit. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. 7 zile în Argeș, sunt Cristina Munteanu, rămâneți cu Antena 1. De luni la Observator vă așteaptă Simona Pomazan. La revedere!